Dragi părinți, Rentrop și Straton vă invită la primul curs de parenting pe care îl organizăm în 2012 cu tema Părinți informați, copii protejați. Cu alte cuvinte, facem o abordare a relației părinte-copil din perspectiva copilului și a nevoilor sale. La acest seminar avem plăcerea și onoarea să-i avem ca invitați speciali pe membrii Asociației Telefonul Copilului. În acest moment alături de mine se află doamna Cătălina Florea, care este membru fondator și director executiv al acestei asociații, Telefonul Copilului, precum și Deputy Regional Representative Europe la CELT Helpline International. Bună ziua și bun găsit! Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Dorim să vă întrebăm în primul rând, cine este Asociația Telefonul Copilului? Ce reprezintă ea? Valorile în care crede misiunea, viziunea organizației dumneavoastră? Sigur, Asociația Telefonul Copilului este singura organizație neguvernamentală din România care pune la dispoziția copiilor, dar și a părinților, o linie telefonică de asistență gratuită, la care atât cei mici, cum spuneam, dar și adolescenți și părinți pot suna de luni până duminică în intervalul orar 8 și până la miezul nopții. Am înțeles că la numărul dumneavoastră de telefon pot suna și copiii și părinții acestora și tinerii care au diverse probleme, dar din experiența dumneavoastră, cine sună mai frecvent și ce nevoi, ce probleme au? Cei mai mulți dintre cei care ne contactează sunt copiii. Copiii, bineînțeles, de toate vârstele, iar problemele care ei se confruntă sunt dintre cele mai diverse de asemenea. Vorbim despre nevoia de comunicare, tot mai frecventă în ultimii 2 ani. De asemenea, vorbim despre cazuri de neglijare, cazuri de abuz emoțional, cazuri de abuz fizic, iar cazurile cu care noi ne confruntăm, bineînțeles că pot să meargă și spre forme grave de abuz asupra copilului. Cine discută cu acești copii? Ce formare profesională au colaboratorii dumneavoastră? Toți cei care se află la celălalt capăt al firului, pentru că vorbim despre un număr de telefon gratuit, respectiv 116111, sunt asistent social și psihologi, sunt persoane pregătite în cadrul organizației, dar de asemenea în cadrul cursurilor de pregătire din străinătate. De ce? Pentru că organizația noastră colaborează îndeaproape cu toate celelalte organizații la nivel internațional care gestionează o astfel de linie telefonică gratuită adresată copiilor. Da, este un lucru bun pentru că profitați reciproc de experiență și de situațiile cele mai diverse. Așa este și ne îmbunătățim practic calitatea serviciilor permanent datorită acestui schimb de experiență. Cum ați primit propunerea noastră de a colabora în realizarea acestui curs de parenting? Înainte de toate am primit-o cu mândrie. Mândrie de ce? Pentru că Rentrop & Straton ne-a ales pe noi. Știm foarte bine că în România sunt foarte multe organizații neguvernamentale care veghează la respectarea drepturilor copilului, dar dacă ne-au ales pe noi, asta înseamnă că s-au uitat foarte mult și la calitatea serviciilor pe care noi le oferim și nu în ultimul rând, bineînțeles că am primit cu bucurie. Cu bucurie de ce? Pentru că vocea copiilor pe care noi îi ascultăm zi de zi la capătul celălalt al firului, în sfârșit ajunge la cei pe care ei îi prețuiesc cel mai mult, persoanele cele mai reprezentative, de fapt, din viața lor, respectiv părinții. Fiindcă am ajuns la părinți, cei cărora li se adresează în primul rând acest curs, doresc să vă întreb cum îi ajută pe părinți acest curs în dezvoltarea relației pe care o stabilesc cu copilul lor. Dat fiind specificul activității noastre, acela de a consilia în fiecare zi, în primul rând, copiii, acest curs, în primul rând, este organizat și gândit din punct de vedere al copilului, așadar din perspectiva lui. Ne dorim ca în urma acestei întâlniri, până la urmă este o întâlnire cu părinții, ei să devină, dacă nu au fost până acum, sau să fie în continuare cei mai buni prieteni ai propriilor copii.
cred că într-o lume atât de ocupată este greu. Devine un examen al vieții să ajungi prietenul copilului tău și să-l vezi mai mult de 2 ore seara și să-i poți acorda atenția respectivă. O să abordați aceste teme ale relației părinte-copil din punct de vedere practic. Și din punct de vedere practic, bineînțeles că nu vom veni numai cu experiența din call center-ul Asociației Telefonul Copilului, așa cum noi o relatăm practic în fiecare zi, nu numai la biroul nostru, ci și în mass media, pentru că ceea ce facem noi acolo trebuie cunoscut de către părinți. Și vom veni de asemenea și cu jocuri de rol, dar și cu studii de caz, așadar îi vom și provoca pe părinți în urma nevoilor care nouă ne-au fost aduse la cunoștință de către copii. Sună foarte interesant, vă mulțumesc! Iar pe dumneavoastră vă așteptăm cu mult drag la cursul nostru de parenting.